Conflictul de la distanță dintre CFR și FCSB continuă. După ce s-a scris că Hoban s-ar fi lăudat că l-a accidentat pe Moruțean în Supercupă, Eduard Iordănescu l-a ironizat pe mijlocașul rivalei. Mă așteptam, nu știu, să-l văd de imobilizat pe Moruțean la cât s-a scris. Dacă a fost pe teren și nu pe la, nu știu, băile Felix la recuperare, înseamnă că nu a pățit nimic. CFR Cluj este cea mai dură echipă din play-off. Ardelenii au primit 79 de cartonașe galbene și 2 roșii în 32 de partide. M-am simțit jignit de acele afirmații, încă eu aș pune jucătorii să lovească, n-am făcut asta niciodată și nici nu o să o fac. Doresc intensitate, îmi doresc agresivitate, nu în detrimentul sănătății unor jucători, mai ales că sunt foarte mulți jucători tineri și talentați la FCSB.